Ziua bine ați venit la episodul 14 din 5 minute. Și astăzi vom vorbi despre importanța muzeelor, care este foarte, foarte importantă, mai ales vizitarea muzeelor de către oameni, de către publicul și de către iubitorii de artă. Până la urmă, în muzee se află cele mai mari opere de artă ale marilor maestri decedați. Deci nu veți găsi picturi ale celor contemporani cu voi, ci doar ale marilor maestri decedați. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Rembrandt, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Edouard Degas, Paul Cézanne sau mulți alții care au fost cunoscuți în perioada lor de creație. Cel mai important este să analizezi un tablou, să-l vezi și să te gândești cum el are pictat. Astea îți corectează toate problemele de desen pe care le aveai înainte de a vedea o operă de artă. Deoarece tablourile sunt de o acuratețe perfectă și sunt foarte bine conservate. Ce este important în urmărirea unui tablou sau a unei opere de artă este să vedem ceea ce a făcut, mesajul pe care l-a transmis și, bineînțeles, în primul rând, să urmărim liniile de fugă sau, dacă este cazul, centrele de interes sau secțiunea de aur. În lista se spune că ar fi introdus Leonardo da Vinci secțiunea de aur. Din Mona Lisa se poate vizita în Paris. Mai sunt de asemenea alte muzee faimoase, Prado, care este în Spania, și în România, Muzeul Bruckenthal, Muzeul Palatul Barocului sau Muzeul de Arte din București. Cât vizitezi mai multe muzee, considerat un om mai cult. Fiecare când pleacă în vacanță, încearcă să ia puțin aurul asta arte și se grăbește să viziteze câte muzeu două din localitatea respectivă. Este important că și felul care te impresionează lucrările și cu ceea ce ai rămas după ce ai vizitat muzeele. Sunt unele muzee care și își vând operele de artă în general în America. Asta pentru oameni, pentru pictori, vizitarea muzeelor are și o latură foarte mare pentru motivația și continuarea creării de lucrări noi și a expune și a face propria ta expoziție. După ce ai făcut propria ta expoziție și vezi că oamenii vin și laudă lucrările sau chiar le cumpără, valoarea ta de artist automat crește. Data viitoare vă spune despre cum să faceți bani.